S-a modificat codul rutier astfel că există o nouă regulă în sensurile giratorii. Toți șoferii trebuie să ia la cunoștință noile modificări, mai ales că amenziile sunt drastice. Ce trebuie să afle toți șoferii? Regulamentul codului rutier a fost modificat substanțial în luna februarie. Una dintre cele mai importante modificări a fost adusă la circulația în sensurile giratorii. Astfel, puțin dintre șoferi știu exact care sunt aceste modificări, în contextul în care nerespectarea lor i-ar putea costa puncte de amendă. Astfel, conform noilor reguli, se definește intersecția cu sens giratoriu ca fiind intersecția dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație, unde circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale. Apoi, regulamentul stabilește acum că în cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, șoferii trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției, timp în care să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau fără să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. O altă modificare în intersecție este aceea că în cele cu circulație în sens giratoriu se interzice oprirea voluntară a mașinilor. Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public dacă acesta se încadrează într-o durată de cel mult 5 minute. De asemenea, clarificarea regulilor de circulație în sensul giratoriu se face prin introducerea la circulația în sensul giratoriu a obligațiilor existente în prezent la schimbarea benzilor de circulație. Obligațiile la schimbarea direcției de mers, mai exact șoferul unei mașini care execută o manevră de schimbare a direcției de mers, de ieșire dintr-un rând de vehicule staționate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulație sau de virare spre dreapta ori spre stânga, sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele, este obligat să semnalizeze dinainte și să se asigure că o face fără a deranja circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, relatează playtech.ro.